Bună ziua, dragi colegi! Astăzi vă propun un instrument digital foarte util numit Padlet. El este cunoscut în rândul profesorilor și al elevilor sub denumirea de avizierul digital al clasei. De ce? Pentru că poate funcționa atât ca website cât și aplicație mobilă pentru a facilita relația dintre profesor, elev și chiar părinți. Așa cum spuneam, este un instrument de lucru colaborativ și inclusiv pe care vă propun să-l descoperim. De ce este util? În primul rând pentru că această aplicație online permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurință opiniile, dar poate fi folosit pentru diferite sesiuni de brainstorming, pentru a defini noțiuni noi sau chiar a posta comentarii pe o temă dată. Vi-l recomand! Cum poate face activitățile didactice mai interesante? Ei bine, atât profesorii cât și elevii au nevoie de metode moderne de predare, învățare, evaluare, atât în clasă cât și în online, acasă, încurajând autoevaluarea și studiul autonom. Avem nevoie de un instrument flexibil și portabil. Accesul la Padlet este foarte facil. Profesorul îndrumă elevii să se logheze pe platformă, folosind de obicei telefoanele mobile. În momentul în care profesorul s-a logat, le dă elevilor un cod de 6 cifre pe care aceștia îl introduc pe propriile lor telefoane. Apoi numele lor apar în lista profesorului. Cel mai util este să le folosească în crearea de proiecte. Aveți acum pe ecran două astfel de posibilități. La disciplina educație economico-financiară, fiecare unitate de învățare se încheie cu un proiect. Am drepturi și responsabilități în calitate de consumator, respectiv expoziția de monede din școala mea sunt două astfel de exemple. Ce pot insera mai exact elevii în Padlet? Îi pot scrie mesaje, pot să înregistreze mesaje audio sau video, pot să adauge hiperlinkuri, pot adăuga fotografii, adică este colaborativ, portabil, frumos, privat și sigur. Și evident o modalitate extraordinară de a oferi sprijin. Vă recomand să vă creați conturi gratuite, indiferent ce browser folosiți. Puteți avea conturi Google, Microsoft sau Apple. E important să alegeți opțiunea pentru profesori. Ce alte utilizări are Padlet? Ei bine, este ideal pentru a oferi feedback elevilor sau pentru a comunica cu părinții sau pentru a promova evenimente. Este foarte facil și poate fi utilizat de pe laptop, PC sau tablet. Iată site-ul unde îl puteți descoperi, padlet.com. Este gratuit, așa cum spuneam, iar din această pagină creați primul Padlet. Puteți alege dintr-o multitudine de interfațe. Perete, Canva, Stream, Grind, Shell, Black Channel, Maps. Să începem primul Padlet. După cum observați, sunt mesaje atractive de întâmpinare. E adevărat, în limba engleză. Veți alege o adresă pentru elevi, un link, apoi un titlu pentru Padlet, îl personalizați, iar apoi salvați. Este deja denumit. Apoi adăugați activitățile. După cum observați, puteți încărca linkuri, filmulețe, fișiere audio, chiar și alte linkuri ce duc către alte Padlet-uri. Puteți selecta imagini de pe calculatorul personal sau de pe Google. Iar apoi, așa cum spuneam, puteți genera un link pe care să îl transmiteți elevilor și părinților clasei.
În final, vă mulțumesc și vă recomand să accesați pagina digital.educred.ro, unde veți descoperi și alte resurse foarte utile în activitatea didactică online.